caracterizarea lui Alexandru Lăpușneanu. Alexandru Lăpușneanu este personajul principal din novela istorică cu același titlu, scrisă de Costache Negruții. Este un personaj complex, un personaj excepțional, inspirat din istorie. Ca și statut social, Alexandru Lăpușneanu este un domnitor cu două domnii, în prima domnie fiind bun și generos, însă este trădat de boieri. Totuși este iubit de popor și de aceea poporul îl întâmpină mereu cu bucurie. După recâștigarea celei de-a doua domnii, domnitorul devine foarte crud cu boierii, torturându-i și luându-le averile. Nu iubește prostimia, dar este conștient de puterea poporului. Din punct de vedere al statutului moral, Alexandru Lăpușneanu este un om crud, ambițios, inteligent, viclean, ironic, abil politic, un tiran, un om însetat de putere care își duce planurile la bun sfârșit prin toate mijloacele posibile. În ceea ce privește statutul psihologic, putem spune că Alexandru Lăpușneanu este o fire tiranică, o personalitate puternică cu o voință de neoprit. Este obsedat de răzbunare, fiind un maestru în arta disimulării, care cunoaște foarte bine psihologia umană. Modalități de caracterizare. Personajul este caracterizat atât prin caracterizare directă, cât și prin caracterizare indirectă. Caracterizarea directă reiese din câteva cuvinte. Eu nu sunt călugăr, sunt domn. N-aș fi un notarul de frunte când m-aș încrede în tine. Acestea, sugerând viclenia sa și prin afirmația sa, cum ar fi că el este stăpânul tuturor atunci când discută cu doamna Ruxandra. Caracterizarea indirectă reiese din limbajul, atitudinea, comportamentul, vestimentația și faptele sale. De exemplu, prin atitudinea lui față de soția sa, Ruxandra, atunci când îi dă un leac de frică, acesta asistând la uciderea boierilor. Prin vestimentația sa, purta coroana paleologilor și peste dulama poloneză de catifia roșie avea coboniță turcească. Prin faptele sale, când este batjocoritor și ironic și îl dă pe moțoc să fie sfâșiat, du-te să mori pentru binele moșiei tale. Concluzie. În concluzie, personajul Alexandru Lăpușneanu este memorabil pentru literatura românească, un personaj excepțional, în situații excepționale, este tiparul tiranului care își împlinește planurile călcând pe cadavre, personaj machiavelic.